fost convocați în ședință ordinară, conform dispoziției domnului primar, numărul 294, din 5-10-2022. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că din cei 8 consilieri convocați, prezenți sunt 7, fizic participă 6, domnul Laslău participă online, iar domnul Cadar este absent. Ședința este statutară și poate începe lucrările. Dau citire ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată din 19.04.2022. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată din... Așa, dacă permiteți. Eu consider că toate procesele astea verbale le-am mai discutat și până la punctul 16, zic eu, putem vota o dată. Verificați-vă, okay, frumos și... Am înțeles, dar eu să dau citire la ordinea de zi ca să putem aproba. Da? Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din 10.05.2022, procesul verbal de la ședința extraordinară de îndată din 13.05.2022, procesul verbal de la ședința extraordinară de îndată din 25.05.2022, procesul verbal de la ședința extraordinară de îndată din 31.05.2022, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată din 1.06., de la ședința ordinară din 17.06, de la ședința extraordinară de îndată 30.06, de la ședința ordinară din 19.07, ședința ordinară din 25.08, extraordinară de îndată de 26.08, extraordinară din 6.09.2022, extraordinară din 10.09, extraordinară din 23.09, extraordinară din 30.09. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înaintate de către domnul Codori Petru împotriva HCL 20 din 30.03.2022 și HCL 21 din 30.03.2022, precum și HCL 27 din 30.03.2022, inițiator primar Iștov Petru. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Comunei Cleja la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap și a contractului de asociere a județului Bacău cu AT Comuna Cleja privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022, inițiator primar Iștov Petru. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău pentru trimestrul 1 al anului 2022, inițiator primar Iștov Petru. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construire și dotare sediu administrativ primăriei în satul Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire și dotare sediu administrativ primăriei în satul Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Comunei Cleja și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare ADIV pentru anul 2022. Aprobarea cotizației pentru anul 2022 la Patrimoniul ADIS. Privind aprobarea înființării organigramei și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Cleja, județul Bacău de tip V2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren din domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, situat în intravilanul localității satului Somușca, Comuna Cleja, cu numărul cadastral 60.004. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja pentru trimestrul 2 al anului 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de desfășurare de activități economice cu scopul de a oferi servicii populației situat în imobilul apartament din satul Cleja, strada Aleea Poștei, blocul 1, apartamentul 1, parter, Comuna Cleja, județul Bacău, din domeniul privat al Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeului municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, numărul 1211/4003 din 6.05.2021, proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei auto speciale de intervenție la incendiu pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohia romano-catolică Fericitul Ieremia Balacu din satul Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului sprijinirea copiilor dezavantajați înscris
înscriși în centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sfânta Lucia din cadrul UAT Comuna Cluj, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Comuna Cluj la Consiliul Local, precum și ale instituției primare a Comunei Cluj. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uși și servitute către SCL Delgaz Gridesa asupra unor suprafețe de teren din Comuna Cluj. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui tractor agricol și a utilajelor lamă de zăpadă, mașină de împrăștiat antiderapant remorcă, monoax și cupă de talus pentru buldo excavator CX3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție actualizate, a indicatorului tehnico-economic și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri sătești în Comuna Cluj, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2022, prezentarea petiției domnului Bordaș Ionel înregistrată sub numărul 4991 și diverse. Și mai avem suplimentarea ordinii de zi. Cu proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 28 din 30.03.2022 privind aprobarea salariului de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrație din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cluj, județul Bacău pentru anul 2022 și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 35 din 13.05.2022 de aprobarea proiectului a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Cluj, județul Bacău, dotarea UAT Comuna Cluj, județul Bacău cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 10, fondul local. Supunem spre aprobare proiectul ordinii de zi cu suplimentarea adusă. Domnul Lasă. Domnul Andrei, da. Ok. Schimbă casele. Mai arătați o dată, domnule. Da. Împotriva abținerii. Domnul președinte, vă rog să trebuiți. Trecem la punctul 1. Ce vreau să vă propun? Începând cu punctul 1 până în punctul 16, avem toate procesele verbale care le-a citit doamna secretară. Aș supune la vot cum a propus domnul Joca. Da. La pachet. De acord? Bun, supun la... Nu aveți obiecțiuni la... Aveți obiecțiuni ceva? Supun la vot toate procesele verbale până în punctul 16. Cine este pentru? Domnul Andrei. Împotriva abține? Trecem la punctul 17. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înaintate de către domnul Codori Petru împotriva HCL numărul 20 din 30.03.2022, HCL 21 din 30.03.2022 și HCL 27 din 30.03.2022. Inițiator primarul Petru Iștoca. Ceva discuții pe subiectul de la punctul 17? Mai discutăm. Să mai discutăm. Cine este pentru? Domnul Lasdău? Ok. Împotriva abțineri? Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cleja la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap și a contractului de asociere a județului Bacău cu UAT Comuna Cleja privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Inițiator primar Petru Iștoc. Se știe. Avem. 35% contribuția care se aprobă în fiecare an pentru protecția copilor, pentru persoane cu handicap. Ok. Conform legii, nu... Două persoane. Am înțeles. Cine este pentru? Împotriva abțineri? 7.
Trecem la punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru trimestrul 1 al anului 2022. Inițiator, primar Petru Iștoc. Vreți să... În detalii? De trimestru să face cont de execuție, să face situații financiare. Noi trebuia să aprobăm în aprilie, în mai. Faptul că nu s-a aprobat, noi ne-am continuat activitatea. Aceste situații sunt preluate în contul de execuții de la 36. Deci discutăm de... Discutăm din luna mai. Putem discuta și din luna martie, deci nu s-au depășit creditele bugetare, am înregistrat excedent, am înregistrat încasări peste nivelul propus. Alte probleme nu au fost. Înțeles. Colegii, ceva întrebări referitor la... Cine este pentru? Împotriva, ține. Împotriva, ține. Deci, 7. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construie și dotare sediu administrativ primărie satul Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator, primar Petru Iștoc. Da. Încă de la începutul anului, proiectul nostru, construire sediu administrativ primărie, a trecut din Comisia Tehnică din cadrul Companiei Naționale de Investiții. Ei au propus o formulă de finanțare prin faptul că ei alocă suma de, ne uităm pe cifre, fiind făcute atât de mult, nu mai știm cifrele pe de rost. Da. Deci, valoarea totală a primăriei este de 748.871 C plus M, da? Construcții plus montaj. Din total valoare, noi suportăm doar 400. Deci, total valoarea investiției este 6.974.155,24, respectiv 1.409.489,17 euro. Da? Din această valoare totală, primăria, valoarea finanțată de primărie este 449.507,53. Vreau să precizez că modalitatea de finanțare este următoarea. Se aprobă indicatorii, se aprobă predarea terenului către CNI, licitația va fi organizată de CNI. Noi nu vom organiza licitație, nu vom face decât să predăm terenul. Iar acești 449.507,53 lei care sunt propuși pentru finanțare de către Primăria Comunei Cleja, de fapt reprezintă studiile de fezabilitate care s-au făcut, toate cheltuielile efectuate cu avize, acorduri și alte autorizații, inclusiv expertizele tehnice, sunt două expertize tehnice, prin care se propune demolarea și nu se aprobă o reabilitare. Asta este cu primăria. Deci, practic, Comuna Cleja, pentru construirea unui sediu de primărie, nu va da decât 449.507,53, respectiv 90.486 euro. Aș vrea să completez aici că nu are legătură cu canalizarea, este o altă finanțare și nu putem lega acest proiect de rețeaua de canalizare. Canalizarea este un alt proiect pe ADIP. Ele vor veni în timp toate proiectele, deci va trebui într-adevăr să facem o primărie. Este o instituție care ne va reprezenta pe noi, pe toți. Ați văzut că curge var, cărămida și tot ce este, crăpături și tot ce este, se surpă, deci pur și simplu instalația și toate, nu mai sunt. Deci, este nevoie de această primărie și cred că
cum am zis, va fi nevoie să facem această construcție. Da, dar e foarte clar. Deci peste 90% e finanțare CNI. Exact. Vreau să precizăm următoarele aspecte. Deci sunt măsuri, guvernul, fondurile europene, lansează măsuri prin care se finanțează anumite investiții. De exemplu, Compania Națională de Investiții nu finanțează alimentare cu apă, nu finanțează canalizare cu apă. Da? Compania Națională de Investiții a finalizat la un moment dat drumuri, după aceea au renunțat să mai finanțeze drumurile și acum drumurile sunt finanțate de către Ministerul Dezvoltării. Proiectele cu alimentare, cu apă, cu canalizare, ele sunt finanțate prin cadrul altor măsuri. Da? AFIR, POCU, POTCA. Acum o să se desfășoare această licitație. Nu mai știm cum să înțelegem ce este cu acest proiect mare depus de CRAB, care cuprinde cele 22 de comune. Vreau să vă spun, am discutat cu proiectanții și am spus ok, noi vrem să ieșim din, nu, și ne-au precizat clar, nu aveți cum să ieșiți. Este un proiect depus la Uniunea Europeană, noi suntem evaluați după acest proiect, sunteți, kilometrii care se fac la dumneavoastră în comună, sunt în cadrul indicatorilor cu care noi ne-am dus acolo, trebuie să rămâneți cu noi până reușim să obținem finanțarea. Nu se merge la pachetul, totul e la pachet. Bun, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? De 7 pentru. Cine? Împotriva. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNI ESA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire și dotare sediu administrativ. Primărie Satul Cleja, Comuna Cleja, Județul Bacău. E același lucru legat de proiectul inițial. Practic, facem un proiect de hotărâre prin care predăm terenul pe care ei vor construi această primărie. Da, după depunerea acestor hotărâri la Compania Națională de Investiții, se va organiza licitație, nu spune nimeni dărâmați acum, nu se dărâmă nimic acum. Deci, în momentul în care va fi adjudecat contractul de execuție, de proiectare, de-abia atunci se discută despre dărâmare, despre... Nu acum. Nici nu știm dacă se aprobă. Dacă se aprobă. Deocamdată sunt... Păi nu mai există încep. Că dacă se aprobă. Noi am trecut din Comisia Tehnică. Nu, se aprobă, dar nu știm când, când se va finanța această investiție. După licitație. După licitație vom vedea, sigur. Durează un pic. Ok. Întrebări? Supunem la vot punctul 21. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 7. Aici ar mai fi de precizat că același lucru s-a întâmplat și cu sala de sport. Am făcut hotărâre de predare a terenului, acum este PSA, la licitație, nu suntem noi implicați. Sunt 12 competitori care s-au înscris. Această licitație durează și evaluează experții tehnici de la CNI, nu de la noi. Deci nu este vina noastră că durează această licitație și noi ne dorim să înceapă să crească. Este exact acea sală de sport pe care cineva a postat-o de la Ungureni, aceeași sală de sport se va construi și la noi. Ele sunt standard. Asta pentru a lămuri cetățenii că nu se stă degeaba și nu depinde de noi anumite lucruri. Am înțeles. Bine, trecem la punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Comunei Cleja, Județul Bacău și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău. Inițiator, primar Petru Ștefan. Ca să putem obține și finanțări să facem proiecte împreună cu Consiliul Județean, practic este de formația de dansuri și cu ansamblu folclore. Ne-am făcut ca primăria să aibă un ansamblu cu care să putem să colaborăm cu Consiliul Județean și să facem anumite proiecte împreună. Și atunci ne-am făcut această colaborare pe care noi am mai prezentat-o și în alte lucruri. Da, de menționat faptul că s-au cam pierdut din proiecte, deoarece noi nu am avut posibilitatea să mergem în luna iunie, n-am avut posibilitatea să mergem în luna iulie la festival, n-am avut posibilitatea să trimitem copiii în august, deoarece
nu am avut această hotărâre de Consiliu Local. Sunt aprobat. Supunem la vot. Cine pentru? Domnul Laslău. Domnul Laslău. Pentru. Trecem la punctul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIP pentru anul 2022. Inițiator primar Petru Iștor. Este cotizația anuală pe care o aprobăm în fiecare an. S-a mărit? Nu. 12.000 de lei. 12.000 de lei. Da. Aceasta s-a aprobat în adunarea generală a asociațiilor ADIP în funcție de numărul de locuitori. Noi, având un număr de locuitori între 5.000 și 10.000, suntem cu suma de 12.000 de lei. Ia. Întrebări? Supunem la vot punctul 23. Cine este pentru? Împotriva, abține? De 7. Pentru. Punctul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Inițiator, primar Petru Iștoc. La fel, cu... Da, pentru Comuna Cleja este cuantumul de 6.000 de lei. 6.000. Supunem la vot punctul 24. Cine este pentru? Împotriva, abține? De 7. Punctul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării organigramei și numărul de personal a serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Cleja, județul Bacău, de tip V2. Inițiator, primar Petru Iștoc. Domnul primar, aici vă. Ca să putem să accesăm, să cumpărăm acea mașină pentru pompieri, care tot am discutat, trebuie să clarificăm în ce grupă ne situăm. Și suntem în grupa V, care practic ne și obligă ca să ne dotăm cu anumite mașini și utilaje, echipamente care să putem să intervenim și noi la incendiu. Întrebări, domnilor? Supunem la vot punctul 25. Cine este pentru? Împotriva? Abține. 7 pentru. Punctul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării mobilului teren din domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, situat în intraviranul localității satului Somușca, Comuna Cleja, număr cadastral 60004. Inițiator, primar Petru Iștoc. Precum știți, este domnul Benchea din Somușca, care are magazinul. Unde are magazinul construit, acolo terenul aparține primăriei Cleja. Și acum domeniul privat al Comunei. Fosta cooperativă. Omul zice, domnule, de atâta timp vreau să fie terenul meu. Am făcut o expertiză, o evaluare și dacă vreți să-i dăm terenul omului contra cost, deja am stabilit prețul și totul și dacă suntem de acord, putem să-l dăm. Este vorba de o suprafață de 166 de metri pătrați. 166 de metri, nici nu. Așa, el o deține de după Revoluție. Da, da, după Revoluție. O renovată. Da. Okay. Întrebări? Da. Supunem la vot punctul 26. Cine este pentru? Împotriva, abține. 7 pentru. Trecem la punctul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Inițiator, primar Petru Iștoc. Precum dacă am avut discuții pe tema aceasta, municipiul Bacău vrea să facă un transport public pe microbuze pe curent electric și vreau să fac acest transport public pe zona metropolitană. Și noi facem parte din zona metropolitană și
această aprobare trebuia să mai de mult. Am mai multe localități dar care pentru sunt... că n-am avut până acum posibilitatea, acum a venit, am reluat, practic, am revenit cu proiectul de hotărâre pentru ca să fim și noi de acord. Întrebări, domnilor? Supunem la vot punctul 27. Cine este pentru? Domnul Laslo. Împotriva, abține de 7 pentru. Deci, la punctul 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru trimestrul 2 al anului 2022. Inițiator, primar Petru Iștoc. Cristina, da. Da, aici este vorba de aprobarea contului de execuție al bugetului la finalul trimestrului al doilea, adică la sfârșitul lunii iunie. Aici, ca și indicatori, putem să spunem că veniturile realizate au fost în procent de 111,04% la secțiunea de funcționare, la secțiunea de dezvoltare 57,29%. În schimb, cheltuielile efectuate la data de 30.06. pentru secțiunea de funcționare au ajuns undeva la 55,04% din prevederile bugetare, iar cele de dezvoltare, de 3,98% din prevederile bugetare, procentele astea atât de mici la cheltuieli se datorează faptului că n-am avut reglementate anumite cheltuieli prin hotărâri de Consiliu Local și nu s-au efectuat. Nu s-au efectuat. 3% pe dezvoltare, vă dați seama. Nimic. Nimic. Am stat toată vara, dar sper ca să... Așa, ca și un indicator mai apropiat, să știți că la nivelul datei de 31 august 2022, Comuna Cleja avea un excedent de 66.700.000, adică în lei vechi 67 de miliarde. Deci banii nu se cheltuie, banii se adună. Dacă mai doriți alte întrebări, cu cheltuielile de personal putem defalca sau... Nu s-au depășit, execuția este la 50%, execuția. Plățile sunt undeva la 50% din valorile preconizate. Adică nu au furat toți. Nu. Da, n-am putut să fac. Este foarte ușor a spune a fura, dar cuvântul ăsta are o mare greutate. Are o mare greutate și... Nu cred că este de preferat să se folosească. Da, supunem la vot punctul 28. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Domnul Laslau? Pentru. Trecem la punctul 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația desfășurării de activități economice cu scopul de a oferi servicii populației situată în imobilul apartament din sat Cleja, strada Alea Poștei, bloc 1, apartament 1, parter, Comuna Cleja, județul Bacău, din domeniul privat al Comunei Cleja. Inițiator, primar Petru Iștoc. E vorba de spațiu unde am avut farmacia. Dacă avem acum farmacie, sigur, clădirea acolo să... și vrem să închiriem și să vedem cine vine la licitație, cine participă. Ca să... Acolo, după părerea mea, domnul primar, dacă nu s-ar putea ca să aveți o... Eu știu, un apartament de rezervă, ferească Dumnezeu de un incendiu, nu are om unde sta. Ar fi un proiect sau mai bun. Luăm în calcul și în calcul. Adică, bașul bar ca să luați în calcul și treaba asta. Luăm și în calcul și chestia asta, sigur. Acum de precizat, ca să răspundem la întrebarea dumneavoastră, în domeniul public, domeniul privat al Comunei Cleja, acest spațiu este ca și un spațiu cu destinație de desfășurare a activităților economice, cu scopul de a servi, de a oferi servicii populației. Nu putem transforma în locuință așa ușor. Va trebui o altă hotărâre de Consiliu Local ca să-l transformăm în locuință. Deci, ce activități ați dori acolo? Păi acolo activități, deci există o solicitare de la CEC,
care vrea acolo. A mai fost o solicitare de la Alpha Bank că și-ar pune un sediu și-ar face aici la noi. Nu, pentru ce? Că ar fi un lucru extraordinar. Servicii care să fie oferite populație. Să... Deci ei vor să pună și un bancomat acolo, dacă au unde să pune. Într-adevăr, acolo sunt trei camere. Da. Și au unde să desfășoare activitatea. Vor să se mute de acolo unde e, acolo o singură cameră, într-adevăr, zona este insalubră, vor să se mute acolo. Da, și poșta poate acest... să extindă ca să intre în cameră. Exact. În acest proiect de hotărâre se aprobă și o documentație de licitație. Orice agent economic interesat să ofere, să presteze servicii în comuna noastră, poate veni. Deci trebuie să oferim și avantajul competițional, adică să vină cel care este mai competitiv și care dă mai mult. Noi am stabilit un preț minim de pornire. Nu așa, noi, ci poșta, un raport de evaluare. Poșta de mult căuta o locație unde să stea. Da. Deci să vedem, poșta ce e cu acolo, zona de interes. Asta da. Prețul minim de închiriere, 124 de euro pe lună. Este raportul de evaluare aici, dacă doriți să-l consultați. Noi, întrebări pe 29? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 7 pentru. Punctul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, numărul 1211 din per 4003 din 6 a 5 a 2021. Inițiator, primar Petru Iștoc. Trebuia să vină domnii, parcă să ne... Trebuie să vină, doamne. N-au mai venit, dar eu vă spun în principiu, fiecare comună aprobată, ei au venit cu niște cereri, nu ca să mărim în taxele, ci vor ca să transportul și toate, motorina s-a scumpit și vreo o reactualizare de prețuri. Și din cauza asta, știți, asta e toată. Practic asta este. Fiecare primărie o aprobat, n-a fost discuții pe tema asta. Practic, dacă noi nu aprobăm, mâine nu mai vin să iei numai, știți? Ei tot au așteptat această hotărâre și au spus, domnule, dacă vă dați seama, noi suntem cu prețurile de nu știu ce. Motorina e 8 lei. Au fost 4 lei, acum e 8 lei. Da. Au crescut salariul minim pe economie, benzina... Au crescut salariul minim pe economie. Bine, dar puteam să vă spună dumneavoastră cu cât mărește și da, cum era niciodată. Da, aici este și adresa de la Soma, care au fundamentat prețul, în care ei justifică mărirea prețului cu creșterea prețului motorinei, combustibilului, salariul minim pe economie. Și atunci ADIS-ul face o adunare generală cu AGA lor și stabilesc un preț, iar după aceea transmit primăriilor, UAT-urilor, prețurile care s-au aprobat. UAT-urile, dacă vor să continue relațiile contractuale sub acest contract, aprobă. Dacă nu, nu cred că ne permitem să nu continuăm, deoarece mediul vine peste noi, garda vine peste noi, toți vin, nu respectăm oricum va veni o perioadă destul de grea, va trebui să mărim cantitatea de colectarea selectivă sau definitivă în față pentru că deșeul reciclabil va trebui mărit, pentru că nu știu, va fi cu noi foarte scump în viitoare, va fi sancțiuni, penalități, ei nu vor lua, dacă gunoiul nu este colectat selectiv, nu vor avea, nu o să trebuiască să iei, nu vor lua nici ei gunoi. Da, totuși, caz concret de cineva a pus gunoiul selectat și ăștia au amestecat tot, de față în Bacău încă nu s-a rezolvat, dar noi da. Încă o dată, dacă cetățeanul nu pune în pubelele cele noi, care sunt cumpărate noi și pune în pubelele vechi, nu iau. Deci trebuie să fie pubela nouă pusă și unde să fie
deșeu, să fie deșeu menajer, unde e dincolo să fie colectat, să fie cubel. Adică trebuie să menținem cubela galbenă și pentru scopul care a fost adus. Oricum, la noi se lucrează și angajații primăriei, în colaborare cu cei de la SOMA, lucrează foarte mult la diminuarea cantității de gunoi, la creșterea gunoiului acesta selectiv, iar prețurile care s-au pus, indiferent că prețul va crește, să știți că la nivelul comunei stăm bine. Da? Noi ne... taxa asta de salubritate, tot ce plătim la SOMA, la ADIS, să știți că se finanțează din ceea ce încasăm. Deci nu avem probleme la momentul ăsta cu încasările și cu plățile. Deci poate nici nu trebuie să mărim prețul pentru cetățean, pentru că dacă crește cantitatea de gunoi colectat, colectarea selectivă, noi luăm bani. Nu cred bani că va fi cazul. Nu va fi cazul, pentru că dacă diminuăm cantitatea de menajer și crește colectarea selectivă, noi luăm bani pe colectarea selectivă. Pe asta, pe gunoiul ăsta. Reciclabil. Și prin activitatea aparatului administrativ pe care îl am, pe care îl avem oamenii de la compartimentul administrativ, să știți că se diminuează destul de mult cantitatea de gunoi. Zi de zi, costa... vorbim cu cetățenii, vorbim cu fiecare, băi, puneți unde trebuie. Mai, sigur. Când am fost în Franța cu domnul Valentin, și am văzut o stație de epurare acolo. Exact cum aducea gunoiul, cum împachetau, cum selectau. Și am vizitat și pe două primării și acolo spuneam frumător, primăria care aduce cel mai puțin gunoi și selectat, au prețurile cele mai mici. Da, păi așa se bagă la mașina. Da, deci da. Se pune problema, plătești cât produci. Deci așa se va pune problema. Și că există o situație, în momentul când se va impune această plătești cât produci, n-ai cum să cântărești, dar vom face o hotărâre în care cine dorește ca să îi se iei gunoiul de două ori pe săptămână, plătește jumătate față de cel care vrea în fiecare săptămână să-i fie gunoiul luat. Înțelegi? Și eu, de exemplu, dacă sunt o persoană singură, spun, domnule, n-am nevoie în fiecare luni să mei. La două săptămâni mei și plăteai jumătate. Iar cel care vine, la care vine în fiecare săptămână gunoi, ăla va plăti dublu. E normal. Și cel care pune pe lângă pubelă mai pune 10 saci, vreau la căsă. Domnule, dacă vin o singură dată, plătesc o jumătate. Dar eu zic că eu cel puțin acasă, la mine, am încercat ca gunoiul menajer să-l pun în grădină. Și văd că dă rezultat. Aproape că n-ai ce... Dar toți care suntem în bucătărie, plasticul, dacă ai pus la plastic, tot plastic, nu mai ține pe bidon de lapte, bidon conservă de pe... conserva o pui tot acolo la reciclabil, bidonul de lapte, tot așa, punga de... pentru pâine, tot acolo la reciclabil, adică tot ce cuprinde plasticul, în hârtia pui la reciclabil, totuși, numai că trebuie să fim un pic atenți și eu cred că putem să reușim ca cantitatea de reciclabil să crească. Și atunci nici noi nu vom plăti mult. Spune, eu cel puțin sunt, dacă suntem la țară aici, de ce îți trebuie gunoi menajer? Dar înainte unde duceai gunoi? Nu, vorbesc de gunoi menajer, strict menajer. Dacă tu tot plasticul ăla, ca acum orice ambalaj care este, e de plastic. Și dacă e de plastic, pui dincolo la reciclabil. Dar se poate, numai că la noi comoditatea este mare. Încă oamenii au devenit comozi. De ce să duci la spatele casei? Că mai ușor să pui în toberon și duci și mături o grada, pui tot acolo. Scoți vaza din beci pentru că s-a stricat, tot în bună. Îți vine greu. Ți-a murit găina tot în gunoi era, în loc să te duci să îngropi. Adică am devenit foarte comozi, dar în momentul când vom pune și vom urmări din scurt circuitul ăsta a gunoiului, vom deschide puțin ochii. Că n-ai încotro. Trebuie să și noi să începem să facem o colectare selectivă. Dar mai durează un pic. Și dar va veni, să știți că nu există. Regulile se vor înăscri. Da, cred că este o variantă bună, ce spuneați, ridicarea gunoiului pentru persoane singure.
Da, pentru o persoană singură. Jumătățească taxă, da. Dar deocamdată noi ne încadrăm în prețurile care le are. Mai sunt întrebări la punctul 30. Supunem la punctul 30. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Domnul Laslău, pentru. Laslău, pentru. Da, pentru. 7. Trecem la punctul 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unei autospeciale de intervenții la incendii pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență Comuna Cleș, județul Bacău, inițiator primar Petru Iștoc. Da, au fost discuții pe tema de achiziționa mașină pentru pompieri. Noi ne-am interesat, am dat băiatul de la ISU, cred că a dat sute de telefoane în toată țara, cine aduce, cum aduce. Am fost, le-am și văzut. Am și fost, am și văzut la alte primării cum funcționează. Ele sunt aproape noi, numai că eram de fabricație, puțin mai lent, nu pot să iei o mașină nouă, că e foarte scumpă. Dar astea sunt cu motoare aproape noi, numai că asta este, în alt kilometru. Vă cumpăra o mașină, pentru că toți s-au plătit moneda, să avem o mașină în curte de la noi. Mare bucurie nu o să fie pentru primărie. În primul rând trebuie să vă organizați între schimb, sâmbătă, duminică, libere. Nu, că dacă nu face, nu face o acțiune, o activitate autorizată, atunci va fi numai ca și cum o... Dar în caz de necesitate. Numai în caz de necesitate. Cum se merge acum cu pliciul și cu ce se merge, ieșim o mașină... Exact, garaj, stai că o dură, ia în lume. Vom face. Vom încerca. Vom încerca. Mai sunt întrebări la punctul ăștia? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 7 pentru. Trecem la punctul 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru parohia romano-catolică Fericitul Ieremia Valahul din sat Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator primar Petru Iștoc. Știți că părintele venise și astăzi, primăvară, de un an de zile. Și partea aia de scări acolo, tot crapă, toată, și nu știu ce betonul ăsta comprimat sau cum se numește. Cam asta voi să spun. Beton amprentat. Beton amprentat, nu știu ce. Dar se comportă mai bine ca se comportă și mai sunt în spate. Ei au schimbat toate geamurile, dar în spate mai sunt unde e curent. Tu, deci, domnule, da. Și este de apreciat, părintele, pentru că a venit, a întrebat dacă mai poate și am spus, i-am spus, părinte, a trebuit să aduceți un deviz de lucrări actualizat ca să nu ne trezim în situația în care vă aprobăm suma și nu puteți face lucrare. Așa, a venit, da, a adus. Da, deci chiar e foarte fundamentată ce lucrurile. Acum să dea domnul să mai țin vremea cu dumneavoastră ca să poată să-și realizeze lucrările. Ok. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 7. Trecem la punctul 33. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului sprijinirea copiilor dezavantajați înscriși în centru de zi pentru copii aflați în situații de risc. Separare de părinți, Sfânta Lucia, din cadrul UAT Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primar Petru Iștoc. Este ceea ce aprobăm în fiecare an pentru funcționarea after school. Da. Prin acest regulament, dacă nu voie să... Da. Așa, prin acest regulament se dă posibilitatea și copiilor care nu se încadrează, prin a fi înscriși gratuit, respectiv părinții familiale căror venituri depășesc 557 de lei lunar pe membru de familie, pot veni acolo la after school să beneficieze de aceste servicii în schimbul tarifului de 300 de lei pe lună. Să știți că s-au actualizat prețurile, nu mai sunt de la nivelul prețurilor de anul de acum 2 ani, când un meniu era 8,59 lei, acum s-au modificat prețurile și a crescut și tariful. Ok, întrebări? Supunem la vot punctul 33. Cine este pentru?
Împotriva abțineri? Proiecte hotărâri privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice, consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Comuna Cleja, a Consiliului Local, precum și a instituției primarului Comunei Cleja. Inițiator, primar Petru Iștoc. Precum vedeți, probleme sunt. Dar nu numai, sunt tot felul de situații juridice pe care noi trebuie să apelăm la un specialist. Cineva de special, un specialist. Și atunci, sigur, avem situații care trebuie să apelăm la orice și avem siguranța că lucrurile merg bine. Într-adevăr, am văzut că aveți, adică primăria Cleja are multe procese. Multe. Da. Și eu zic că majoritatea proceselor cred că sunt din primăvară, cred că din aprilie încoace, văserii sunt și din primăvară. Unele se termină, altele da. Eu aș vrea să mă refer la o singură problemă, nu știu dacă s-a terminat procesele sau nu, cu fetele astea două care, atunci când am aprobat noi organigrama, ați considerat că, în fine, trebuie înlocuite cu alte persoane care au studii și așa mai departe. Dar am observat că, chiar de câte ori am fost la primărie, cel puțin doamna Budaru, pot să pune orice serviciu, că văd că face treaba. Acum văd că și aici i-ați repartizat after school de la de acolo și da. Lucrează, fata lucrează acolo. Asta întâi în concediu, adică în stațiune, nu se pune problema. Dar eu aș considera că dacă totuși ați pierdut procesul și o trebuie să vină fata să înceapă serviciul... Nu, dar nu s-a terminat procesul. Dar nu s-a terminat. E, așa se zvonește, că ați pierdut copii copății. Zvonurile vă da. Spun care... Da, am înțeles. Dar atunci să vă spun în ce fază suntem. Da. Da, pentru că eu zic că dacă și așa nu aveți succes sau dacă nu aveți succes, de renunțat la treaba asta și se poate de treabă. Nu, dar noi am plecat cu acțiune și trebuie să o scoatem la să ducem da. Până la capăt. Că pierdem, nu pierdem, deocamdată suntem în instanță. Da, persoanele angajate noi au fost înainte de reorganizare. Bun. Deci nu s-au înlocuit nimeni. Auziți, încă o treabă. Deci noi nu suntem aici la colectiv. Și la colectiv, ați văzut și înainte, când era cultura mare, nu te primea, domnule, că erai la, dacă erai la cultura, la viț, la vie, pentru ce ai la vie, nici ăla nu știa să curețe. Ce, unde să o pui, dacă nu are pregătire? De aceea aici trebuie să-i specialiști în orice domeniu. Și nici nu, dar tu nu poți angaja o persoană pe o funcție dacă ea nu-i pregătit în domeniul respectiv. Adică trebuie să ai o anumită pregătire, nu putem... Dacă n-ai gradul, dacă n-ai ceu, nu poți conduce mașina. Noi, eu asta spuneam că chiar am observat că doamna Budaru poți să-l pui oriunde. Nu e o problemă. Da, vă spun ce face doamna Budaru. Leagă dosare foarte multe. Dar, dacă eu nu i-am dat filă cu filă, la un moment dat n-ai să înțelegi ce-o legat acolo. Înțelegeți ce eu vă spun. Ia de-o cu mașina acolo și așa leagă sfoară. Dar... hai să ne abținem de la că e bună în toate. Nu, e bună pentru cei pregătiți. Dumneavoastră cunoaște cel mai bine. Eu mă abțin la niște... Deci, într-un cuvânt, procesul este în desfășurare. Este în desfășurare, da. Nu terminăm. Sigur. Nu, deci ei au reușit, avocatului, ca să suspende. Da. Până pe perioada judecării. Bine, nu ne-am știut de treaba asta, n-am fost informat că perioada da, judecării. Numai pe perioada că se judecă, da, acolo da. Mai este. Noi am mai precizat în cadrul ședințelor, dar fiind acoperiți, nu ne făceam auziți. Și da, puteai să vorbești asta. Până acum. Da. Bun. Și acum lăsați-mă să vă spun mai și eu o istorioară. Doamna de la bibliotecă, am rugat-o, de fapt am spus, uite, vrea să plece doamna Paulina, vrea să-și ia și ea concediu. Pot să vii măcar două ore pe zi? Nu, ni s-a precizat clar că dumneavoastră este bibliotecar și că alte atribuții nu va face niciodată. Bun, ok, dar dacă tu nu ai nici măcar unul pe săptămână, ce faci? Număr cărți. Bun, dar nu o să deschidem o dată să ne uităm, că am văzut cam ce ordine e aici. Parcă era răsturnat din ture mortă. 8 ore din 8. Dar ne abținem să mai facem orice, să le mai dăm ceva în plus, până nu se finalizează procesul, ca să nu mai fim acuzați. Da, ați văzut că toți au făcut din...
au ridicat-o vai de mine. I-au pus coadă. Au ridicat-o de multe ori, de asta o slăbim așa. De aia nu este situație plăcută să rămână un om fără loc de muncă, dar măcar să-l vezi că are, că are bunăvoința să facă și altceva. Măcar să vezi că are bunăvoința să facă și altceva. Omul ăla nu, nu renunț la el, nu, din contră, încerci să-l ajut și să-l menții cât mai mult, când omul vrea să facă, când omul vrea să lucreze. Supunem la vot punctul 34. Cine este pentru? Împotriva, abține? Referitor la consultanță juridică, să știți că nu numai procesele sunt obiectul consultanței juridice. Deci avem numărate cazuri cu delgazul, cu relațiile contractuale cu furnizorii, în care avem nevoie de niște sfaturi juridice, cum să le scoatem la capăt, cum să ieșim din pas. Că din tot felul spun că nu trebuie să-mi dai penalități, trebuie să faci ceea ce nu este adevărat. Iar noi, neavând consilier juridic care să ne reprezinte, automat trebuie să apelăm la consultanță juridică. Trecem la punctul 35. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SCDL Gaz GDSA asupra unor suprafețe de teren din comuna Cleja, județul Bacău. Inițiator, primar Petru Iștoc. Cred că e vorba de rețelele care au... Avem locuitori ai comunei care pot să le acordeze. Dacă rețeaua de gaze, de distribuție trece pe teritoriul, pe domeniul public și privat, ei au nevoie de această hotărâre de Consiliu ca să acordăm drept de uz și servitute celui care este distribuitorul, adică SCDL de gaz grid. Întrebări? Supunem la vot punctul 35. Cine este pentru? Împotriva, abține? 7. Trecem la punctul 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unui tractor agricol și a utilajelor lamă de zăpadă, mașină de împrăștiat antiderapant, remorcă Monax și cupă de talus pentru buldescovator CX3. Inițiator, primar Petru Iștoc. Cupa pentru talus, pur și simplu, s-a uzat foarte tare, nu mai putem nici să sudăm, tot însudăm, tot însudăm, dar trebuie să luăm o cupă, că n-ai cerut prea mult, dacă era pentru cei, iar un tractoraș. Eu zic că este bine, Gabi poate să știe, în momentul când te duci la vegetații, pe tăiat, ia, dar te duci. Și pot atașa mai multe utilaje, gen o sărăriță, plumb de zăpadă, adică mai mică, un tocător, adică absolut. Și mult mai practic, mai ales pe timp de iarnă, toate drumurile astea mai înguste, o sărăriță mai mică de o capacitate de 500 de kilograme și peste tot cu ea. Da, pentru autogospodărie. Ca să diminuăm cantitatea de gunoi și pentru asta, tractorul ăsta va face multă treabă. Va fi bun. Mergi cu berul cu ăsta și dai și la orice și șoferul. Cu iarna poți să urci oricine, nu trebuie ceul, nu trebuie... Adică aici ai o avantajă. Întrebări? Supunem la vot punctul 36. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 7. Trecem la punctul 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor din intervenție, actualizare și a indicatorului tehnicilor, tehnicul economic și a devizului general actualizați pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri sătește în comuna Cleja, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator, primar Petru Iștoc. Cristina, niște detalii. Da, după cum știți, la nivelul comunei există două proiecte cu drumul, modernizare și prin asfaltare. O parte sunt în licitație pentru faza de proiectare, iar o parte au fost depuse
pe Angel Salini. Am fost acceptați pentru finanțare, dar nu ne-au dat cât am cerut noi, că noi am cerut să finanțeze ei 12.600 și, iar ei, prin ordinul Ministrului Dezvoltării, spune clar, de la bugetul de stat veți primi 12.000. Automat suntem obligați să reactualizăm devizul și indicatorii tehnico-economici cu alocarea de la bugetul de stat 12.000 și de la bugetul local 498.309,32, dar din acești 498.309,32 deja s-au cheltuit. Noi suntem cumva mai mult de jumătate, am depus studii fezabilitate, am depus DALI, avem avize, avem acorduri. Pașii următori sunt această hotărâre din Consiliul Local aprobată, se depune pe platformă, pe platforma de la Ministerul Dezvoltării Angel Salini, o verifică și ne dau ok-ul dacă putem organiza licitația pentru proiectare. Se organizează licitația pentru proiectare și după aceea se merge la semnarea contractului de finanțare. Ne-au dat un opis de documente și contractul de finanțare se va semna după ce vom avea proiectul tehnic, autorizația de construcție, toate avizele, extrazi carte funciară și întabularea tuturor drumurilor. Noi suntem, toate sunt, mai puțin proiectul și autorizația de construire. Aici vreau să completez că banii ăștia au venit după niște înțelegeri între partide în care să finanțeze o anumită sumă pentru fiecare comună. Adică nu s-a dus, nu te-ai dus tu cu... N-au venit bani, ca să nu înțeleagă lumea, n-au venit bani. Dar suntem aprobați ca sume, vorbim de sume noi acum. Nu, banii n-au venit și nici nu vor veni. Dar li s-a spus, domnule, asta va fi suma care veți primi și vă pregătiți cu un proiect de atâta. Cam asta e... Aici zic vorba de proiectul care are 5 km, 5,239. Dar cred că anul viitor vom face și iarna asta terminăm, practic, licitația și vom termina și cu proiectul, proiectarea pentru drumurile astea care sunt din banii noștri de executat. Ok, întrebări. Deci nu se diminuează din aia 5, să zicem, dacă dă bani mai puțin, nu, face nu, mai puțin. Din banii noștri. Complet din banii noștri. Dar aici nu am primit nimic din banii noștri. Aici nu avem. Deci valoarea proiectului a rămas aceeași, numai că au fost prevăzuți niște bănuți pe diverse și neprevăzute, care se finanțau tot de la bugetul de stat, da? Și atunci am diminuat, ne-am dus pe diverse și neprevăzute cu diferența pe care nu ne-au dat-o ei. Deci valoarea proiectului nu s-a majorat. Da? Asta se poate verifica la depunerea cererii de finanțare. Da, nu avem voie să modificăm noi. Cererea de finanțare, dacă este depusă pe 5 km, 5 km faci. 5 km îți acordă contractul de finanțare. Dacă intervin modificări, intervin pe parcursul execuției. Prin dispoziții de șantier, NR-uri, NCS-uri, e posibil, mai intervin atunci. Întrebări? Domnul consilier, mă mi-e rușine să zic, dar oare strada mea este prinsă cu asfalt? Parcă e prinsă și strada. Dar care strada? Ce strada ești? Și gazul acum, nu? Acum vine și gazul. Și pe agricultorilor și deci s-a licitat, se face gazul, după care se face ce strada? De agricultorilor, iată. Vreau să spun de asta, spun. Ce este în bugetul local? La trecut s-au omis. Nu s-au omis nimic, e asta. Haideți să facem. Dar nu avem lista, dar... Nu este lista, dar... Nu știu, strălucele astea mici au fost prinse în asta, care e finanțare de local. Asta e finanțare de local. S-ar putea să aveți mai devreme asfalt în poartă decât ăsta. Din strălucele astea mici știu că sunt prinse pe buget local, pe proiectul de... Da. Vreți că nu are zile bune cu vecinul. Și gazul, nu? Gazul vine. Gazul discutăm. Nu, e licitat, strada e licitat. Da? Da, e codat cu agricultori. Da, e bine. Cum gadul nu-i sigur? E sigur, e sigur. Ai frate, pădura, dar ce este licitat? Mă întreabă și Miruș, mai răspund. Da. Supunem la vot punctul 37. Cine este pentru?
Strada agricolă. Împotrivă? Da. Nu, nu, nu. Abține. Șapte pentru. Ce strada agricolă? Voinței. 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 Acum a fost sigur. Este, nu știu eu. Trecem la punctul 38. Nu pot să apuțin. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2022. Inițiator primar Petru Iștop. La rectificarea de buget, deci toate problemele pe care le-ați auzit mai devreme, finanțarea cumpărării utilajelor, tractorului lamei au fost prinse aici. De asemenea, dacă ați observat dumneavoastră, avem foarte multe cu minus. Asta înseamnă că luăm dintr-o parte și punem în cealaltă, că nu s-au înregistrat cheltuieli și ne redistribuim sumele. S-au prevăzut cheltuieli pentru școala gimnazială de aici, din Cleja, a solicitat pavarea curții, a solicitat sume pentru a achiziționa trei uși, deoarece copiii mai năstrușnici le mai bombardează așa din când în când. Și am prevăzut și ajutoarele sociale în numerar. Aici nu pot să mă abțin să nu vă spun că nu am achitat ajutoarele de căldură pentru oameni, deoarece n-am avut rectificare de buget și nu am tot introduce bani în buget. Acum se vor achita. Pentru drumurile care se finanțează din Anghel Salinici, pentru care am precizat că trebuie să facem licitația pentru proiectare, s-au alocat 365.000 de lei, dar aceștia s-au redistribuit din proiectul modernizare prin asfaltare drumuri de interes local, cel care este deja în licitație și pentru care nu vom cheltui banii anul acesta pentru execuție. Deci s-a redistribuit suma pentru proiectul finanțat pe Anghel Salini, pentru că legea spune clar, dacă organizezi licitație, trebuie să ai sume prevăzute în buget. Cam asta este rectificarea de buget. Supunem la vot punctul 38. Ce este pentru? O secundă să intri și Andrei, că nu mai am baterie și a intrat domnul Jutar. Da, a intrat. Cine este pentru? Se sune mă atunci. Împotrivă? Domnul Laslau? Andrei? Okay. A, pentru. Șapte. E, acum e problema. Adum și aici, prin aceasta s-a aprobat și lista de investiții și vreau să zic că urmează să completăm lista de investiții cu acele locuri de joacă pentru copii care urmează să le aducem în fața dumneavoastră și să vedeți că s-a muncit la proiectare, la o amenajare peisagistică a locurilor de joacă. Anul acesta să facem măcar documente, să obținem avize, că ne cer avize. De exemplu, aici, lângă școala numărul 1, ne trebuie aviz de la cultură. Pentru că avem acest CD. Bun, acest va trebui să obținem autorizații de construcție. Și autorizații de construcție. Și cred că la primăvară vom reuși, dar acum ajutăm cu documentația. Noi am discutat la Consiliul Județean, ne-am consultat cu ei cum să facem. Ele sunt 5 locuri de joacă pe care vrem să le amenajăm și ar fi fost la normal să scoatem 5 autorizații, să scoatem 5 serii de avize. Și am ajuns cu ei la un consens să facem o singură autorizație de construire. Pentru toate ce vreți. Trecem la punctul 39. Luăm suplimentare și apoi... Apoi 39? Okay. Petiția la sfârșit. Deci avem o suplimentare pe ordinea de zi, cu două puncte. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local HCL numărul 28 din 30.03.2022 prin aprobarea salariului de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrație, din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja, județul Bacău, pe anul 2022. Da, mai revenit. Am mai fost odată la ordinea de zi aprobarea hotărârii. Acum am revenit cu revocare. Era cu votul doamnei Farcaș. Doamna Farcaș. Această hotărâre nu a avut vorum.
Am înțeles. Dar este precizat că prin această hotărâre, să știți că s-au acordat indemnizații de hrană pentru asistenții personali, li s-au prevăzut sume și pentru gradații pentru vechime. Noi, până anul acesta, asistentul personal era doar la nivelul salariului minim pe economie. Este nedrept pentru ei. Și atunci am prevăzut sume și pentru acordarea gradației pentru vechime și indemnizații și vouchere de vacanță. Tot în această hotărâre. Da? Da? Prin această hotărâre s-au aprobat. Ok. Mai sunt întrebări? Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Deci, la ședința următoare vom repune la ordinea de zi aprobarea salariilor. Aprobarea salariilor în această formă pe care o revocăm, ca asistenții noștri personali să nu-și piardă dreptul la vouchere de vacanță sau la indemnizația de și să fie votat legal. Să fie votat legal. Și clar, că e numai pentru asistență personală, nu e pentru ea. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor HCL 35 din 13.05.2022 de aprobarea proiectului a cheltuielilor aferente proiectului de proiectului depunerii Satul Sumușca, Comuna Clej, Județul Bacău, dotare UAT Comuna Cleja, Județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componența 10, fondul local. Da, aici este vorba de școala de la Somurca. Cred că a fost ultima hotărâre pe care, care a fost aprobată în luna mai, 13 mai, numărul 35. S-a aprobat depunerea proiectului reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Somurca, satul Somurca, Comuna Clejul, Județul Bacău, dotarea UAT Comuna Clejul, Județul Bacău cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul PNRR, componenta 10. Proiectul a intrat în evaluare, iar de la Ministerul Dezvoltării ne-au solicitat clarificări. Termenul de depunere a clarificărilor este data de 12.10, adică mâine, 23, ora 23.59. Au solicitat clarificări pentru că era o neconcordanță între suprafața desfășurată a clădirii și înscrisă în cartea funciară și suprafața desfășurată a clădirii din expertiza tehnică. În expertiza tehnică a stabilit o suprafață corect din măsurători, dar când ne-am dus pe extrasul de carte funciară, era stabilită numai suprafața construită, nu și desfășurată. Ne-a explicat domnul topometrist, a spus în felul următor, că în momentul în care se dorește și suprafața desfășurată, trebuie să ceri special prin extrasul de carte funciară și suprafața desfășurată. Au mai fost niște problemuțe așa prin auditul energetic pe care le-am remediat, dar pentru a răspunde la clarificări, noi trebuie să venim cu o hotărâre de consiliu local prin care nu modificăm valori, nu modificăm decât suprafața desfășurată. O punem exact ca în acest plan de amplasament și delimitarea imobilului întocmit de către SECE topogeodezic astăzi, 11.10, și depus la OCPI, și au solicitat să spunem clar care este suprafața desfășurată. Și de completat diferența neeligibilă, pentru că prin ghidul solicitantului spune că valoarea maximă eligibilă a acestui proiect este 324.720 de euro. Asta ce înseamnă că este echivalent la 738 de metri pătrați. Clădirea mea are 916 metri pătrați suprafață desfășurată. Și ne-au solicitat clar să spunem care este diferența neeligibilă euro fără TVA raportat la bugetul maxim al măsurii. Aceasta este modificarea. Altceva nu s-a modificat. Ok. Supunem la votul 2. Pe suplimentar. Cine este pentru? Împotriva, abține. Așa. Revenim la punctul 39. Prezentarea petiției domnului Borda și Ionel, înregistrată sub numărul de 4.991 din 9.05.2022.
Da, dau citire. Subsemnatul Bordaș Ionel, cu domiciliu stabil în Comuna Cleja, județul Bacău, deoarece domnul primar Iștoc Petru nu mi-a răspuns la rugămintea anterioară făcută printr-o scrisoare la modul serios de această dată, vă trimit dumneavoastră această scrisoare cu rugămintea ca prin puterea ce o aveți să cereți dumneavoastră birourilor subordonate, respectiv domnul primar, să ofere un răspuns corect și la obiect, așa cum de altfel este obligație prevăzută și în legislația din România. Întrucât la întrebările puse, în prima scrisoare ați răspuns în batjocură, cred eu, spun așa pentru că mi-ați dat răspunsuri prin care m-ați băgat în ceață, invocând răspunsuri doar HCL-ul, adică astfel spus, ați dat toată vina pe votul domnului consilier. Din acest motiv, de data asta, vă întreb lucruri care se poată da evidențe. Așadar, domnule consilier, eu Bordaș Ionel, dar sunt convins că și majoritatea bine intenționată din Comuna Cleja ar fi foarte bucuroși și mulțumiți dacă am aflat răspunsul la următoarele întrebări. Domnii consilieri Joca Ion și Boborici au terenuri luate în concesiune de la Primăria Cleja pe nume personal sau pe rude de gradul 1? Întrebare. 2. Mașina cu volanul pe partea dreaptă are licență de funcționare? Cu ce sumă a fost cumpărată și la câți kilometri? La fel și primul burdo excavator, cu ce preț a fost cumpărat? 3. În ce număr sunt firmele de proiectare cu care Consiliul Local Cleja are contracte încheiate, mai exact proiectare pentru terenurile de sport s-au făcut cu aceeași firmă la toate terenurile de sport? 4. Pe ce funcții au fost angajate în momentul angajării? Pe ce termen persoanele despre care toată lumea spune că sunt nora domnului primar și nora prin alianța domnului Șuștar? 5. Domnul care a fost angajat pe postul de pompier merge pe teren sau cum făcea domnul Pavel Iștoc și Demșa care a fost pe același post înainte? 8. Domnule primar, chiar nu ați găsit un băiat din Cleja pe care să-l pregătiți pentru postul de pompier, post pe care timp de 30 de ani au fost niște oameni foarte ok. Domnul pe care l-ați angajat, cum va proceda în momentul în care va fi în timpul liber la Bacău sau invers în Cleja? Cine vă asigură siguranța în ceea ce vă privește măsurile de luat în cazul unui incendiu? 7. În cursul anului 2021-2022, câte mașini de balast ați folosit sau întrebuințat în folosul comunității? Domnule consilier, aveți tot dreptul să solicitați la biroul contabil și la secretariat să vă fie puse la dispoziție aceste informații utile comunității Cleja. Cu interes, așteaptă răspuns prin implicarea domnilor consilieri. Răspunsul este și dumneavoastră ca sau din primărie, de la Camera Agricolă, se poate scoate dacă eu am vreo. Noi i-am dat da, răspunsul. Da, mai dat, dar asta, întrebările astea care sunt, tot le pun. Da, era adresată... Vine fiecare, vine odată mărbușa, eu chiar n-am niciun centimetru pătrat de teren. Era adresată dumneavoastră. Era adresată consilierilor locali. Trebuia să dau citire. În momentul că de ce m-a întrebat dacă a schimbat uleiul la mașina cu volanul peste el? Nu? Pe dreapta. Asta trebuia să întreb. Nu e compus de ele. Cine a compus frumos, că nu da. E compus de ele. Acum, cred că este ocazia ca domnul primar să lămurească exact situația, să nu mai trăiască el cu impresia că are dreptate. Deci, sunt foarte multe lucruri în care, deci, aberații. Sunt aberații. N-am avut și nici dosar, nici până acum, nici până... Da. N-am avut niciodată terenul de la primărie. Iar legat de ISU, am văzut că tot pun preț. În momentul când angajezi la situații de urgență, trebuie să ai niște studii, trebuie să ai anumită pregătire. Pentru că nu partea asta că te duci să stingi incendiul este, trebuie să ai o grămadă de documente faci, hârtii foarte multe, vin tot felul de controle, trebuie să fii la punct cu toate. Ori, pe cine să iei? Dar și proba practică ar putea fi pusă pe Facebook. Domnul viceprimar a fost în comisie, a fost probă practică la Buș. La Buș, dar nu, dar trebuie să fii oameni pregătiți. Nu vine oricine de pe stradă, că nu-i chestii de spart de metru gălea. Anunțul a fost postat pe site, putea participa oricine la concurs. Dar nu a venit nimeni. Și vrei să faci? S-a stat un... Dar a fost a doua oară postat. A doua oară a fost postat. Sigur că da. Iar referitor la angajarea celorlalte fete, să știți că
s-au cerut studii, dacă nu au avut studii, n-au venit. Pentru postul din cadrul biroului economic s-au cerut studii superioare economice, da? Păi dacă nu au venit, am vorbit bun aici. Deci a fost un singur om pe post și a fost publicat. Anunțurile astea, ele stau pe site publicate. Mai mult decât atât, sunt pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Deci oricine poate să vină să se înscrie. Ok, mai sunt întrebări la punctul 39? Și întrebarea dacă mașina a circulat fără licență. Nici nu trebuie licență la această mașină. Deci din studiul legislației nu trebuie licență pentru mașina. Am citit. Deci mașina nu trebuie să aibă licență. În cadrul primării. Este până în 7 tone. Și nu trebuie să aibă licență. Legislația mă obligă să-i obțin licență. Dar dacă cetățeanul meu îl interesează mai mult dacă am licență la mașină decât dacă fac treabă cu mașina aia și dacă este de utilă comunei, atunci știu că după ședința asta o să fiu mincinoasă de serviciu la dublu. Dar nu mă consum, dar să știți că vorbim pe articole de lege, vorbim pe lege, pe cifre, pe nu așa cum fiecare vrea. Păi și-a dat eu un răspuns, ca să nu mai... Dar nu-i place. Dar nu-i place. Nu-i place răspunsul. Că vine acasă, merg la primărie și acolo va fi nimic. Dar fuge că... Să vină la fiecare proiect de hotărâri și să-mi trebuie. Dom'le, de ce ai scris așa? Unde scrie așa? Și arăt un articol de lege. Dau link cu întrebări. Cât o costă monumentul? Cât a costat terenul de sport, cât interviu, dar nu s-a intervenit. Și referitor la terenurile de sport, domnul primar, trebuie precizat. Aceste terenuri de sport au fost scoase la licitație, au stat pe SEAP 3 luni de zile. A venit un singur proiectant și și-a depus ofertă să le proiecteze pe toate. Ce trebuia să-i fac să spun? Nu ai voie, pentru că el are voie prin lege. A venit, a depus ofertă în SEAP, a stat acolo documentația, nu a venit decât unul singur. SEAP înseamnă că vede toată țara, vede toate firmele. N-au venit, pentru că nu au fost chiar atât de bine evaluate aceste terenuri de sport și faptul că aproape o documentație în ianuarie și ea se execută la anul următor, în anul următor, nu vin oamenii, că prețurile sunt deja depășite. Ei vorbesc. Fac dosar. Da, să fac, n-avem. Reclamații, se zice. Lasă să fac diverse deja, nu? Da, diverse, sunt pe la diverse. Mai... O să încă să telefonăm, nu mai avem. Poate vrea să participe la diverse? Da, voiam să vă spun că avem acțiuni în constatare pentru dizolvarea funcției locale. Se poate să fie de treabă, da. Acțiune introduse de către domnul Alexov, Urban, Mărcuș, Bordaș și Codoripet. Gata, nu e motivul acolo, nu? Ce scrie? Nu știm. Motivul și cum să nu știm? Pentru că s-au întrunit timp de 4 luni de zile și n-au adoptat nicio hotărâre. Păi dacă, dar mai înainte aici a spunea că a fost, dar noi ne-am întrunit. Da, perfect. Ei n-au fost. De asta i-a fost dat afară. Sau... În condiții în care ei solicită așa ceva, înseamnă că nu mai am ce speranță ca să câștige altceva în distanță. Da, vom defila așa până la cap. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc și declar ședința închisă.